La sfârșitul anului 1982, România atingea vârful datoriei externe de 11 miliarde de dolari, fiind dependentă, prieteni, de Fondul Monetar Internațional, care planifică o serie de operațiuni speculative dezastroase pentru România la acea vreme. Țările bogate și din acesta, desigur, un mic grup de bogați au acumulat anual zeci și zeci de miliarde de dolari din țările în curs de dezvoltare. Este o situație care nu poate să continuă mai departe. După aceste operațiuni speculative, țara noastră ar fi urmat să intre în blocaj financiar și în încetarea de plăți, numai că Nicolae Ceaușescu a luat FMI-ul prin surprindere. România nu mai plătește tribut nimănui și este cu adevărat independentă și economic și politic. Iar în episodul de astăzi vom vedea mai exact cum și care au fost implicațiile acestor decizii și cine au fost adevărații pupușari ai Revoluției Române din 1989. Vă salut, prieteni, bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete, locul în care vă vom prezenta documentare, teorii incredibile, lucruri despre care mafia media nu vă vorbește și pe care le țin departe de populația de rând. Așadar, dacă vreți să primiți toate aceste informații, apăsați total gratuit, chiar în acest moment, pe butonul roșu din dreapta de subscribe și pe clopoțelul din dreapta lui. Însă să revenim la deciziile istorice pe care le-a luat Ceaușescu și cum au dus acestea la înlăturarea sa de la putere. Acest videoclip este continuarea videoclipului pe care l-am prezentat acum câteva zile pe canalul Adevăruri Secrete. Aveți un link în partea din dreapta sus a ecranului. Și în acest videoclip vorbeam despre cine au fost adevărații păpușari a Revoluției Române din 1989. Însă să vedem cum a influențat datoria externă de 11 miliarde de dolari soarta lui Ceaușescu. Prieteni, văzând speculațiile pe care Fondul Monetar Internațional vrea să le facă cu România, Nicolae Ceaușescu ia FMI-ul prin surprindere, hotărând după anul 1985 să facă plata tuturor datoriilor externe înainte de termen, România nemai intrând astfel în capcana tranzacțiilor bursiere întinse de FMI. Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nicio datorie externă. Am lichidat datoria externă a țării, care în 1980 reprezenta peste 11 miliarde dolari. În total, din 1975 până în martie 1989, am plătit circa 21 miliarde dolari, din care dobânzile reprezintă peste 7 miliarde dolari. Și toată lumea știe și se vorbește foarte mult despre asta, România astăzi n-ar mai fi avut nicio datorie externă dacă Ceaușescu mai trăia. În momentul în care Ceaușescu ia decizia istorică să plătească toată datoria externă a României, FMI-ul impune României penalizări pentru plăți anticipate, ceea ce, prieteni, nu s-a întâmplat și în cazul Ungariei, care în aceeași perioadă și-a plătit din datoria externă. Din cauza FMI-ului, care era dirijat din SUA, se cere achitarea datoriei României cu o dobândă triplă. Mare parte din producția agricolă, prieteni, și industrială a țării a trebuit astfel să ia calea exportului, creând deja binecunoscutele cozi la produse alimentare. Agentul termic, de asemenea, devine și el raționalizat și benzina este distribuită pe cartelă, din exact aceleași motive. Așa se face că la începutul anului 1987, Statele Unite dezlănțuie o campanie intensă de diabolizare a lui Ceaușescu prin intermediul presei occidentale, mai exact prin posturile de radio binecunoscute tuturor românilor din perioada dinainte de Revoluție, adică Radio România Liberă și Vocea Americii, care lansează în premieră zvonul fals că Gorbaciov stabilise un înlocuitor al lui Ceaușescu. În martie 1989, când Ceaușescu reușise să ramburseze integral, prieteni, datoriile României, România mai avea în plus 3,7 miliarde de dolari, depuși în bănci și creanțe de 7-8 miliarde de dolari. La această sumă se pare că s-ar fi adăugat și exporturile României din anul 1989, care au fost de numai puțin de 6 miliarde de dolari. Arhivele oficiale, oameni buni, aranjate după cei câțiva zeci de ani scoși de la Revoluție, nu mai pot justifica astăzi decât existența a 2 miliarde de dolari. De ce s-au volatilizat acei bani, nu prea are rost să vă explic. Cine a făcut-o? Ei bine, dacă România avea și după 89 vreun român patriot, am fi aflat acum.
Oameni buni, în videoclipul care v-am spus că îl găsiți pe canalul Adevăruri Secrete despre adevărații păpușari ai Revoluției din 89, vă povestesc despre o vizită ciudată a lui Ceaușescu în Iran cu o zi înainte de Revoluție. Și vreau să revin la acest aspect, iar dacă vreți să vizionați mai multe detalii, urmăriți acel videoclip. Există indicii, oameni buni, că în noaptea de 14-15 decembrie 1989, de la flotila prezidențială de la Otopeni, ar fi decolat un avion IL-18, care a executat un transport special cu destinația Teheran și că avionul ar fi avut la bord lingouri de aur, cântărind numai puțin de 24 de tone. Într-adevăr, prieteni, avionul figurează în fișele de evidență aeriană că s-a întors gol din Iran pe 4 ianuarie 1990, adică imediat după Revoluție. Dacă lucrurile sunt reale, și explicația poate fi una extrem de simplă. Ceaușescu, prieteni, descoperise încă din anul 1987 că România avea în propria ogradă toate lucrurile, toate bogățiile și comorile care îi permiteau să nu mai depindă vreodată de Fondul Monetar Internațional. Dar și mai mult, ar putut să facă concurență acestui organism. Un prim pas fiind acela de a se asocia cu China, Iranul și Libia, într-o bancă care să acorde împrumuturi cu dobânzi mici destinate țărilor în curs de dezvoltare. Ei bine, oameni buni, cam asta vrea Ceaușescu în Iran înainte de Revoluție. Banca în cauză se numea BRCE, adică Banca Română de Comerț Exterior, prin intermediul căreia întreprinderile de comerț exterior ale României deruleaseră, prietenii, operațiuni de aport valutar extraordinar de special, de pe urma cărora au fost rambursată datoria externă a țării noastre. Hărțile României cu zăcăminte minerale începuseră să fie introduse pe calculatoarele din România, la sediul întreprinderilor de prospecțiuni și foraje geofizică. Din anul 1971 erau permanent actualizate, așa că Ceaușescu află brusc că din munții României se extreseseră până în 1987 circa 2070 de tone de aur și că România mai avea 6000 de tone de aur, adică de 3 ori cât se exploatase până atunci, și care în 2013 a ajuns să valoreze 250 de miliarde de euro. Numai că pe lângă aur, Ceaușescu știa că aceste zăcăminte se găseau alături de argint și metale rare, extrem de valoroase, precum arseniu, galiu, germaniu, titan, vandaniu, wolfram și încă o grămadă de materiale foarte, foarte profitabile dacă le-ai fi vândut. Prieteni, cu cunoștințele care le avem acum, putem spune că aplicațiile de larg consum ale tehnologiei utilizate de americani și sovietici la programele lor cosmice Apollo și Soyuz abia începuseră să apară atunci pe piață. Videoplayerele, recorderele, camerele de filmat video, calculatoare și telefonia mobilă au la bază microprocesoarele de fabricație, la fabricația cărora materia primă sunt metalele rare aflate din abundență, oameni buni, alături de aur în zăcămintele din munții Apuseni. Și aici mă refer la minele de la Roșia Montană, Almaș, Baia de Reareș, Buciub, Brad și Săcărâmb. Însă nimeni nu vă vorbește din guvernul de astăzi al României despre aceste lucruri și ne întrebăm oare de ce. După 1990, oameni buni, mare atenție, o mulțime de producători europeni de telefonie mobilă, cum ar fi Nokia, au fost nevoiți să importe aceste metale rare din Africa Centrală și Australia, deși România era mult mai aproape. Oameni buni, mare atenție, boom-ul producției la nivel mondial de calculatoare și telefoane mobile se produce întâmplător după 1990, când în România avusese deja scurt circuitul Revoluției din decembrie 1989. Prieteni, Ceaușescu prevăzuse această dezvoltare și construise împreună cu concernul american Texas Instruments o întreagă platformă industrială dedicată electronicii, numită IPRS Băneasa, lăsând-o moștenire românilor. Această instituție cu o minimă investiție ar fi permis României să producă și să dețină calculatoare, telefoane mobile, rețele proprii de internet și de telefonie. Numai că imediat după 1990, IPRS a fost dezmembrată cu bună știință, bineînțeles, pentru a fi transformată în investiție imobiliară. Și vreau să vă las câteva întrebări. Să nu fi știut de aceste lucruri cel care conducea de fapt atunci această instituție, adică generalul Silviu Predoiu, absolvent al Facultății de Geologie, care lucra ca inginer geolog, îndeplinind din 87 funcții de conducere la IMRB. Să nu fi știut de aceste lucruri marele președinte al României, geologul numărul 1 al României, Emil Constantinescu, cel care a avut revelația nerentabilității mineritului din România, închizând jumătate din exploratările miniere.
să nu fi spus măcar șeful cancelariei sale prezidențiale, Dorin Marian, și el geolog de meserie, oare prieteni? Să nu fi știut nici măcar premierul Teodor Storojan, Nicolae Văcoroiu, proveniți din Consiliul Planificării Economice de dinainte din 89, și nici săracul Ion Iliescu, fost membru CEPEX la PCR? Să nu fi știut toți aceștia despre ce se întâmplă cu această instituție făcută de Ceaușescu? Lăsați-mi un răspuns în secțiunea de mesaje. Sunt deosebit de curios să știu părerile voastre. Oameni buni, Ceaușescu, pe baza estimărilor specialiștilor săi, își făcuse un plan de extracție masivă până în anul 2040, astfel încât Banca pentru Investiții în țările în curs de dezvoltare să beneficieze de un flux neîntrerupt de finanțare, acoperit în aur. Așadar, Ceaușescu intenționa ca în decurs de o jumătate de secol să extragă la greu aur și metale rare românești, care să-i asigure un fond anual de cel puțin 8 miliarde de dolari, pe care România, prieteni, să-i ruleze prin intermediul BRCE, adică Banca Română de Comerț Exterior, care avea ea însuși un capital de peste 10 miliarde de dolari, investindu-l în construcția de obiective economice și de infrastructură în afara granițelor. Cu proiecte concepute de arhitecți români, cu mână de lucru constituită din muncitori și ingineri români și cu utilaje și mașini proiectate și produse în România. Însă timpul trece, prieteni, și să urmărim ce s-a întâmplat cu această bancă, cu BRCE. Ei bine, după Revoluție și-a schimbat numele, devenind Bancorex, care a ajuns în faliment în 1999, după ce prin ea, atenție oameni buni, Ion Iliescu a miluit cu credite nerambursate sau ilegale zeci de mii de membri ai nomenclaturii postdecembriste. Și sub privirea blândă a guvernatorului BNR, Bancorex fuzionează prin absorție în Banca Comercială Română, adică BCR, ce să vezi. Și la privatizarea din 2006 a BCR-ului, care acum nu mai e română de mult, guvernatorul BNR, împreună cu premierul Tăriceanu de atunci, a obligat poporul român să plătească suma de 3,75 de miliarde de euro către Erste Bank din Austria. Austria care, în paranteză, nu ne-a băgat în Schengen pentru găurile negre avute de Bancorex. Cam asta a fost pentru astăzi, oameni buni. Lăsați în comentarii și spuneți-mi părerile voastre despre acești mari patrioți ai României care ne conduc și ne-au condus cu mult succes spre un dezastru economic. Vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip până la sfârșit. Dacă vreți să vă deschideți ochii, sufletul și inima, urmăriți și alte videoclipuri de pe canalul Adevăruri Secrete, care cu siguranță vă vor pune pe gânduri. Până data viitoare, nu uitați desigur să lași un like, să dai o distribuire la acest videoclip și să apeși pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțel. Vă doresc o seară foarte interesantă!